Există depozite de oase de dinozauri, un strat întreg care e format aproape numai din dinozauri și numai o singură specie de dinozauri. Și există dovezi clare că au fost îngropați foarte repede. De exemplu, există în Drumheller, în Alberta, în Canada, BB40, Bone Bad Number 40, care conține 93 de exemplare de un singur dinozaur, centrozaur. Și toate sunt amalgamate și cine se spune? Păi, trecea un râu, o turmă de dinozauri trecea un râu și a prins o inundație subită și a cărat și a dus și a zdrobit și a redepus undeva. Păi frate, dar pe toți dinozaurii din lumea asta i-au apucat să treacă un râu în timpul inundațiilor? Multe din aceste oase sunt rupte și sunt aliniate, paralele unul cu celălalt, ce ne arată că au fost transportate de apă, mișcându-se repede. Și să rupi un os de dinozaur nu e un lucru ușor. Și asta este un argument care pentru mine este extrem de puternic, sper să mi-l înțelegeți, dacă nu să-mi dați un semn și vreau neapărat să-l înțelegeți. Conform evoluționiștilor, dinozaurii au dominat planeta Pământ 145 de milioane de ani. Cu alte cuvinte, dinozaurii au trăit și au murit vreme de 145 de milioane de ani și s-au păstrat ca și fosile. Dar numărul de bebeluși, de pui de dinozauri fosilizați, este mult prea mic. Pentru că mortalitatea cea mai mare, unde se găsește? La aia micii. Menționează Biblia dinozaurii? Păi mai întâi de toate, știm că dinozauri erau animale de uscat, da? V-am spus asta. Conform Bibliei, toate animalele de uscat au fost create ziua 6-a. Deci știm că dinozaurii au fost creați în ziua 6. Ce spune mai departe Biblia despre ei? Iov 40, începând cu versetul 15. Uită-te acum la behemot pe care l-am făcut în același timp cu tine. Din nefericire, Cornilescu a căzut în plasa altora, plasa francezilor în esență. Cum s-au gândit oamenii ăștia? Behemot este un cuvânt care nu are echivalent în limba română sau în orice altă limbă. E un cuvânt ebraic necunoscut. Unii traducători al Bibliei s-au gândit în felul următor. Care este cel mai mare animal de care putea să aibă știință Iov? Păi ipopotamul sau poate elefantul. Și atunci în loc să zică, uită-te la behemot, se spune, uite la ipopotam sau în alte traduceri, uite la elefant. În engleză, l-am creat în aceeași zi cu tine, apropo. Am pus King James pentru că este cel mai clar în domeniul ăsta. Deci l-am creat în aceeași zi cu tine. Mănâncă iarbă ca un bou, deci este ierbivor, un animal extrem de puternic, dar iată un foarte important detaliu. Coda lui este ca un cedru. Păi haideți să ne uităm la un hipopotam. Cam așa ar fi un hipopotam cu coadă de cedru. Dar hipopotamul de fapt are o coadă cam așa. Se potrivește cu descrierea? Nu se potrivește coada aia respectivă și cu ipopotamul. Hai să ne uităm la elefant. Ăsta e un elefant cu coadă ca un cedru. Dar elefantul are o coadă așa. Aia nu e un cedru, e o crenguță. Ăsta, da. Ăsta are coadă de cedru. Și coaste de oțel și picioare de bronz. Behemotul este un sauropod. Și Iov știa de el când? După potop. N-avea cum să-și amintească de dinainte de potop. Înseamnă că pe vremea lui Iov mai erau încă behemoți, sauropozi. Hai să mergem la capitolul următor din Iov, 41. Mi se vorbește acolo de Leviatan. Evident, Leviatanul nu poate să fie un dinozaur. De ce? Pentru că știți deja, este un animal acvatic. Deci este un monstru acvatic ca niciunul altul. Nu-i frică de nimic. Când se mișcă prin apă, zici că e un submarin, lasă o dâră de spumă. Haideți să vedem ce ne oferă arhiva fosiliferă în sensul ăsta. Kronosaurus queenslandensis. Un fel de crocodil marin, dar pe steroizi.
din Queensland. Acum comparați-ți cu Silvestrosaurus transilvanicus. Sunt cam de mărimea notătoarei. Dar asta nu e cel mai mare. Onoarea pentru cea mai mare fosilă marină revine provinciei noastre, British Columbia. Anume Shonisaurus sicanensis. Îl vedeți sus acolo în vârf. Craniul, numai craniul, are 6 metri. N-am loc aici să vă arăt 6 metri. Cel mai mare gigantozaur avea 2,1 metri, mărimea cea mai mare de craniu. Ăsta are 6 metri. Suficient de aproape de un monstru de tip Leviatan. Se găsiseră anterior astfel de fosile în Nevada, mai mici, dar tot din grupa ichthyozaurilor, care seamănă, de fapt, reptile marine, seamănă cu delfine, dar nu sunt delfini, și ăsta toți sunt îngropați cu capul în aceeași direcție. S-au fosilizat așa. Ni se spune, asta e dovadă, că notau în turme, pods, ca balenele ucigașe. A văzut cineva o turmă întreagă, un pod de balene ucigașe fosilizată, îngropată în roci? Dar amit o turmă de monștri din ăștia. Cam ce fel de fenomen geologic trebuie să fi fost la mijloc să îngroape astfel de animale uriașe toate în aceeași, cu capul în aceeași direcție? Bineînțeles că potopul. Am anticipat ce spune aici. Încă o imagine cu un Shonisaurus sicanensis. Cam asta e mărimea mea în comparație cu el. Vreau să văd ce monstru. De ce nu găsim cuvântul dinozaur în Biblie? Pentru același motiv pentru care nu găsim cuvântul computer în Biblie. Cuvântul dinozaur a fost creat în 1841, dar, de exemplu, King James a tradus în 1611. Dar cuvintele ebraice tanim sau draconim se găsesc frecvent în Scriptură. În românește, balaur sau dragon, dacă vreți, în engleză. Încercați să căutați într-o versiune electronică a Bibliei de câte ori găsiți cuvântul dragon. De multe ori. Pentru chinezi, dragonul este un simbol al puterii și eternității. Este un an al dragonului, este un festival al dragonului și foarte mulți bărbați chinezi au particula derivată de la cuvântul dragon în numele lor, că este un bun augur. Directorul Muzeului de Științele Naturii din Beijing a spus: dragonii nu sunt parte a mitologiei chineze, ci a istoriei chineze, adică chinezii în vechime au văzut dragoni, adică zmei, balauri, adică dinozauri. După Geneza 1.30, îi se spune că toate creaturile mâncau legume, verdețuri. Hai, Emile, fii serios, ăsta mânca verdețuri? Uite la dinții ăia, ăsta este un Albertosaurus, e versiunea canadiană de T-Rex. Noi trebuie să avem totdeauna lucrurile despărțite la frontieră. Păi ce credeți că mănâncă ăsta, de exemplu? Uitați-vă la dinții ăia. Este o maimuță neagră, ucarii. Ce mănâncă? Fructe. Ce credeți că este acest animal? Uitați-vă la dinții aia. Știți ce este? Un liliac frugivor, adică un liliac care mâncă numai fructe. Poți să judeci neapărat meniul, dieta unui animal numai după forma dinților? Nu neapărat. La muzeul Royal Tyrrell din Alberta, probabil cel mai bun muzeu de dinozauri din lume, a existat acest exponat, care acum nu mai există, l-au scos. Alxasaurus se cheamă. Și ce ni se spune în semnul, în posterul pus acolo? Ăsta era un teropod, adică din familia lui T-Rex, foarte neobișnuit, pentru că avea dinții micuți ca niște gloanțe. Foarte, foarte tipici pentru ierbivore. Dar nu dinții ne conving pe noi că a fost teropod, ci ghearele. Avea niște gheare imense ca niște pumnale. Aha. A văzut cineva aici cum arată ghearele de panda? Panda uriaș? Giant panda? Sau ghearele de leneș, sloth în engleză? Uriașe, ca niște gheare. Și ce mănâncă ăștia? Bambus. Deci, după ce judeci dieta, orice ar fi, numai se potrivească cu modelul nostru. Cum spunea Jean-Renaud Boisier, nu prea poți să ai încredere în dinți. Normal, de-aia avem dentiști. Amă, dacă vă gândiți puțin, toate marile popoare ale lumii au povești, legende, istorii despre zmei,
balauri și ucigașii de balauri. Dragons and dragon slayers. Da? Noi creștinii l-avem pe Sfântul Gheorghe. Care știți, apropo, de unde era deloc? Din Trabzond. Trabzondul era un port la Marea Neagră în Turcia. Și unde omoară el balaurul? Clujenii știți că e imaginea celebră, sculptura celebră din fața bisericii în Cogălniceanu, da? Făcută de un mare artist în Cehia, în Boemia. Există numai două în lume. La gurile Dunării, acolo omoară el balaurul. Pentru germanici, pentru triburile păgâne germane, este celebra povestire Nibelungen Ring, eroul Siegfried omoară pe dragonul Fafner, zmeul Fafner într-o peșteră. Nu se prea vede, din păcate, puțin întunecată imaginea. În Mexic, la populația Acambaro, există statueta asta, o femeie care se joacă cu animăluțul ei, pet. Cam ce arată acel animăluț? Mâță nu, câine nu, veveriță nu, pare un pui de dinozaur, nu? Și acum ajungem la problema asta. Deci dacă tot ce am spus eu adevărat, înseamnă că dinozaurii trebuia să fie pe arcă. Ha, ha, ha. Asta rezumă argumentul tuturor necredincioșilor. Imposibil! Nu era loc pe arcă. Mă stau și vă întreb, de ce întotdeauna, inclusiv în cărțile pentru copii, arca este desenată ca o vană plină? De ce nu citesc oamenii ăștia suprapopulată? De ce nu citesc oamenii ăștia Biblia? Că în Biblie se spune clar ce dimensiune avea arca lui Noe. Iată-o. Asta e dimensiunea arcii lui Noe. Trebuie să vă spun ceva. Când am împărtășit acest fapt cu un prieten de-al meu, inginer naval, mi-a zis, băi Emile, doctoratul tău în geologie, vezi de geologie, habar n-ai ce spui. E cu neputință să construiești o ambarcațiune de lemn, de mărimea asta, tip barjă, adică cu fundul plat, fără chilă, deci fără să aibă forma asta, ci plat. La mărimea aia de 15.000 de tone de deplasament, să o faci să plutească și să care ceva. Nu se poate, s-ar face bucăți pe ocean. Eu nu sunt specialist și m-am cam inhibat. Cine credeți că m-a salvat? National Geographic. În urmă cu câțiva ani a publicat un articol interesant despre una dintre cele mai mari expediții chineze la începutul anilor 1400, din China până în Mozambic, care este sud-estul Chinei, sud-estul Africii. Sub comanda amiralului Zhang He, un chinez tipic, avea 2,25 m. Și o flotilă pe măsură, 150.000 de oameni l-au însoțit în expediția asta, mulți din ei la bordul a 40 de Baochuan. Baochuan, în limba chineză, în limba engleză e cunoscut Ming Treasure Ship. Iată reconstrucția unui Baochuan bazată pe resturile descoperite pe râul Yangtze, în China. Dimensiunile sunt practic identice cu ale arcei. Fundul plat, fără chilă, barjă. Toată flotila lui Vasco da Gama, portughezul care a mers pentru prima dată navigat în jurul capului Bunei Speranțe, încăpea pe bordul unui Baochuan și chinezii aveau 40. Simplul fapt că astăzi inginerii navali nu sunt în stare să construiască un vas de lemn de mărime asta nu înseamnă că nu puteau să-l facă în trecut. Când, apropo, oamenii construiau asemenea vase sub comanda directă a lui Dumnezeu și mai le construiau pe uscat și cereau un potop ca să le lanseze. Bineînțeles că a fost o circunstanță specială. Dar asta e mărimea arcei. Acum să revenim la dinozauri. Cam câți dinozauri credeți că trebuie să fi fost pe arcă? Dragii mei, la ora de față cunoaștem aproximativ 520 de specii de dinozauri. Dar, dacă ești un profesionist, știi următoarele lucruri. Mai întâi de toate, încă se face curățenie după războiul oaselor. Pentru că în mod repetat, Cobb și Marsh au descoperit același dinozaur, dar i-au dat nume diferite, ca să fie ei legați de botezarea noului dinozaur. Ba mai mult, același, Marsh a descoperit același dinozaur și a dat două nume diferite. Deci cel puțin o treime din speciile alea trebuie rase, pentru că sunt duplicate. În al doilea rând, există astăzi o tendință foarte clară în lumea paleontologică de a schimba istoria în sensul în care, în familia aceasta, familie care se numesc
triceratopsieni, deci cu față osoasă. Triceratops este unul dintre ele. La diferite vârste, fețele arată diferit. Știm și noi că ne uităm în oglindă fiecare dimineață, nu? Dar vă dați seama cu cât se schimbă aspectul la un ceratopsian care are față osoasă? S-a descoperit că ceea ce se credea că sunt specii diferite, aceeași specie la diferite vârste. Mai cade o treime din specii? În plus, Dumnezeu n-a creat, spune Biblia, după specia, fiecare animal după specia, ci după soiul lui. Ce e un soi? Dau un exemplu. Un soi este lupul. De la un lup și până la o chihuahua, că mai jos nu se poate merge, e același soi. Sunt varietăți ale soiului. Deci dintr-un cuplu original de lupi poți să deduci, poți să formezi toate varietățile astea numai prin două elemente. Separare geografică și selecție naturală, care nu e evoluție. Să vă explic lucrul ăsta, că e foarte important să-l înțelegeți și mi-ar plăcea să-l țineți minte. Să zicem, luăm un cuplu original de lup creat de Dumnezeu și punem să trăiască în Antarctica. Ama, lupul, prin construcția genetic originală a Dumnezeu, are gene ca să producă o blană lungă și o blană scurtă. Înseamnă că există trei varietăți de lup din start. Lupul cu blană lungă, lupul cu blană mijlocie, care e combinația celor două, și lupul cu blană scurtă. Efectiv, din generație după generație, vor fi lupi și cu blană lungă, și cu medie, și cu scurtă. Care credeți că vor avea mai multe șanse de supraviețuit în Antarctica? Ăia cu blană lungă. În câteva generații, numai varietatea cu blană lungă va mai fi prezentă și se va reproduce. Deci peste câteva generații, celelalte au dispărut. Asta este selecție naturală, dar nu evoluție, că e lupul tot lup. Lupul părul schimbă, da? Hai să facem invers acum. Luăm același cuplu originar de lupi și îl ducem în centrul Africii, la ecuator. Vom avea din nou toate trei variantele. Da? Lup cu blană lungă, medie și scurtă. Se știe că atunci când suferă în mod cronic de căldură, masculii de mamifere devin sterili. La un moment dat, Richard Oppenheimer, cel care a creat bomba atomică, a fost întrebat de un reporter de ăsta agresiv. Nu-ți pare rău pentru ce ai făcut? Câte mii de oameni au murit din bomba ta? Și Oppenheimer, care era un tip cam la fel de agresiv, se uită la el, trăgând din pipă, zice: au murit mult mai puțin oameni din bomba mea decât nu s-au născut datorită jinșilor americani. Ăia strâmți care sterilizează masculii. Fapt biologic. Întorcându-ne la lupi. Din toate varietățile de lupi, numai cei cu blană scurtă, care suferă mai puțin de căldură, vor supraviețui. În câteva generații, lupii vor fi numai cu păr scurt. Asta e selecție naturală. Întorcându-ne la arcă, Dumnezeu nu trebuia să trimită pe arcă toate varietățile lup, dingo, câine african, câine european, nu. Doi lupi. O pereche. După potop, când climatul se diversifică foarte mult, fiecare se adaptează în noi condiții și avem toate varietățile. La fel și cu dinozauri. Pe arcă nu trebuia să fie mai mult decât 50 de soiuri de dinozauri, adică 100 de dinozauri individuali. Suficient loc pentru toți. Ăsta e triceratopsul, apropo, vedeți, același lucru. Acum, ultima întrebare. Ce s-a întâmplat cu dinozaurii după potop? De ce nu-i mai vedem astăzi între noi? Pentru că dacă au fost pe arcă, au trebuit să coboare de pe arcă, nu? Și știm că Iov îi știa și știm că în vremurile istorice mai erau încă acolo. Răspunsul e destul de simplu. Vezi, dinozaurii au fost niște creaturi extrem de bine adaptate la anumite condiții. Condițiile după potop s-au schimbat drastic. Gândiți-vă, spre exemplu, că cuvinte precum zăpadă și gheață sunt menționate pentru prima dată în al șaselea capitol al lui Iov, care e după potop. Asta pare a sugera două lucruri. Că înainte de potop nu existau zone climatice drastice, diferențe climatice, climatul era relativ omogen peste tot. Numărul doi, munții nu erau suficient de înalți ca să existe o linie permanentă de zăpadă. Deci climatul era blând peste tot. Condiții ideale pentru dinozauri. După potop, avem zone climatice, avem competiția mamiferilor mult mai adaptabile și mai mobile,
Probabil că la început dinozaurii veneau înapoi la arcă să fie hrăniți de către Noe și familia lui. S-au împrășteat în lume, au mai supraviețuit o vreme împreună cu oameni, dar până la urmă au pierit. Poate că mai supraviețuiesc cândva, câțiva în jungla din Congo, așa cum spuneam. Destul de clar. Cu alte cuvinte, dragii mei, nici o problemă. Dinozaurii au existat, poate că mai există și astăzi, și nu contrazic Biblia. Important este să ne uităm la fapte și să le deosebim de interpretările care ni se vând nouă sau ni se predau în școală ca și cum ar fi fapte. Interpretările din școală sunt interpretări, nu sunt fapte. Să nu confundăm cele două. În general, v-aș sfătui să jucați jocul ăsta intelectual cât de des puteți. Inclusiv când vă spun eu ce vă spun, sau oricine altcineva. Deosebiți faptele de interpretări. Și veți vedea cât de mult vi se spune astăzi o interpretare ca și cum ar fi un fapt. Numai așa vă eliberați gândirea. Numai așa veți putea gândi voi înșivă. Subiectul ăsta a dinozaurilor este exagerat. De ce? Pentru că e foarte mediatic. Dacă ar fi să vă întreb și cu asta închei, cam cât la sută din toate fosilele în lumea asta, cunoscute în toată lumea asta, credeți că reprezintă dinozaurii? Ce mi-ați spune? Cam cât ar fi acest mic procent? 0,1%. 99% din toate fosilele cunoscute. Și știți câte fosile avem inventariat oficial astăzi? O jumătate de miliard. Inventariate, da? Cu nume, cu poziție, cu tot. Din jumătatea asta de miliard, 99% sunt nevertebrate marine. Scoici și altele asemenea. Dinozaurii reprezintă 0,1%. De ce? Mă întreabă unii, stai puțin, domnule, dacă dinozaurii și oamenii au trăit împreună, de ce nu-i găsim împreună ca fosile? Întrebare foarte bună. Ca să se fosilizeze un animal mort, nu-i suficient să moară să fie îngropat. Nu-i suficient. Trebuie să fie îngropat foarte repede, mai întâi de toate. Să nu ajungă niciun fel de prădător la el să-l devoreze, să-l facă bucăți. Majoritatea oamenilor care au murit la potop n-au murit fiind îngropați în sedimente imediat, ci au murit înnecați. Ați auzit vreodată, ați văzut vreodată, ați citit vreodată de descoperirea unor schelete de oameni pe vase naufragiate găsite pe fundul mării care sunt mai vechi de 50 de ani? Deci s-a găsit un vas naufragiat în urmă cu sute de ani, o corabie. Și se știe că oamenii au murit acolo pe corabie. Nu s-a găsit niciun schelet niciodată. Știți de ce? Pentru că apa oceanului dizolvă și oasele. Un animal care moare înnecat se umflă, se scufundă, se ridică, plutește, se scufundă, se plutește până se descompune. Șansele să fie păstrat ca și o fosilă sunt quasi nule. De aceea spun, șansele ca să păstrezi un dinozaur și un om fosilizați unul lângă altul sunt foarte mici. Dar să nu ne facem iluzii, dragii mei. Dacă, într-o bună zi, se va descoperi un schelet de dinozaur care are în interior bucăți dintr-un om, schelet de om, deci un dinozaur care a mâncat un om, dacă se va descoperi așa ceva și se va dovedi că nu este un fals, ci este real, acel dinozaur când a murit, înainte de a muri, mâncase un om, știți ce o să zică necredincioșii? Nu că Biblia are dreptate, că oamenii și dinozaurii au trăit în același timp, nu. O să zic, uite dovada că în viitor oamenii vor fi așa de deștepți, vor evolua, încât vor construi mașini ale timpului și vor călători în timp să viziteze dinozauri. Poate că în viitor vor fi firme de turism care fac călătorii în timp, nu geografic. Și unul a venit și a murit, cumva l-a mâncat un dinozaur, l-a păpat și l-a fosilizat și asta este. Nu există fapte care să convingă necredincioșii. Necredincioșii sunt convinși de Dumnezeu. Mintea lor, inima lor se schimbă prin asta.
Dar asta nu diminuează importanța cunoștințelor între noi creștini. Pentru că, dragii mei, un creștin este chemat să aducă mărturie în două feluri. Viața schimbată, dar mai zice Petru ceva. Să dăm explicații pentru, traduc în românească modernă, speranța, nădejdea, zice acolo, mie nu-mi plac cuvintele slave, speranța care este în noi. Cu alte cuvinte, păi cum poți tu să crezi, mă, un om în secolul 21 așa ceva? Păi să se spun eu cum, uite asta, uite aia, uite aia. Și atunci aducem mărturie că noi nu ne-am abandonat intelectul în momentul în care am devenit creștini. Dimpotrivă, intelectul nostru este și mai agil decât al necredinciosului. Pentru că noi întotdeauna ne uităm la fapte și le putem interpreta din două unghiuri. Și acum am să închei, vă dau un singur exemplu și cu asta chiar că închei. De mic copil am fost un explorator de peșteri. Mai târziu, exploratul de peșteri, cercetarea peșterilor a devenit profesiunea mea. Și am învățat un lucru. De-abia când am devenit creștin, am înțeles treaba asta. Cea mai bună, formula ideală de a explora o peșteră nouă, necunoscută, este o formulă de trei. Trei speologi. Pentru că sunt suficient de puternici trei împreună, foarte activi și se mișcă repede. Nu trebuie să aștepți unul după altul. Se întâmplă de multe ori să ajungi într-o sală de peșteră în care pleacă 10 galerii sau în orice caz mai multe direcții decât oameni. Și atunci ne înțelegem, uite, tu te duci acolo, eu mă duc aici, tu mergi dincolo. Ne întâlnim peste 3 ore tot aici. Și de foarte multe ori, unul dintre cei 3 sau 2 din ei, dar de obicei primul, întotdeauna este un primul, care ajunge la fund, la fundul galeriei respective, nu merge mai departe. Și se întoarce ca să aștepte pe ceilalți. Și ce faci? Stai în peșteră, singur într-o sală de peșteră, și dacă ești deja obișnuit cu mediul ăsta de peșteră, îți stingi lumina, stai întins pe spate și adormi. E liniște totală. Și de multe ori dorm cu ochii deschiși, pentru că e întuneric total. Și când dorm cu ochii deschiși în întuneric, pupilele ți deschid complet. Deci când faci asta, toată lumea are ochii negri în peșteră. Că practic irisul e cât pupila. Pupila se deschide complet. Dacă se întâmplă ca unul din colegii tăi să vină brusc și el apare dintr-o dată de la o cotitură, te pălește cu lumina, te lovește cu lumina lui drept în ochi, în pupilele deschise. Te doare fizic și ești orbit 10, 15, 20 minute, nu vezi nimic. Și te doare, nu mai poți. Ca să evităm treaba asta, speologii experimentați știu. Când te apropii de locul de reîntâlnire, faci gălăgie mare de tot. Fluier, ții, bubui, ceva, că ăla, dacă au dormit, să se trezească și să adapteze ochii. Închide ochii, aprinde lumina, se adaptează. Și când ajungi lângă el, e ok. Am asta să vă întreb. De câte ori merge creștinul plin de elan în casa necredinciosului și dă în cap cu toată lumina Scripturii? Îl orbește, îl doare. Nu-i da cu păcatul în cap imediat cât poți de tare. Că l-ai pierdut. Un pic de lumină azi, un pic de lumină mâine, un pic de lumină poimâine. Până când ochii se adaptează, ochii inimii se adaptează. Și de-abia atunci e gata să accepte mărimea păcatului dinăuntru. Și de-abia atunci este gata să urmeze calea care îl îndepărtează de păcat, care îl curăță de păcat. Să nu uitați lucrurile astea. Și fie ca Domnul să vă dea înțelepciunea, puterea și bucuria. Și fie ca fiecare din cei de aici să auziți într-o bună zi acea voce minunată care vă va spune. Ce credeți că vă va spune? Vino rom bun și credincios. Intră în părăția pe care ți-am pregătit-o. Amin.